Președintele Consiliului Fiscal avertiza că măsurile aplicate de PSD, cele promise, ar duce la un deficit bugetar de 4%. Ați primit asigurări că se va încadra acest guvern într-un deficit până în 3%? Nu va fi deloc ușor de construit un buget pe măsurile care au fost deja aprobate și cu încadrarea într-un deficit de 3%, dar el este obligatoriu.